Salutare, prieteni! Bine ați venit la canalul meu de YouTube! Astăzi vom face un covoraj din hârtie. Pentru aceasta aveți nevoie de hârtie colorată de două culori. Eu am ales alb, deoarece o să se vadă mai bine în filmuleț, dar voi puteți alege orice culoare. Este important o foaie să fie mai întunecată și alta mai deschisă. Am îndoiat foaia în două. Voi face un covoraj de jumătate de foaie, deci pe această linie voi tăia. Jumătate de foaie în doi, încă o dată în două. Este important să o punem drept, linie la linie, colț la colț, așa. Mai departe, voi pune rigla și de lățimea riglei, iată, o pun la margine și voi face așa o linie. Așa. După aceasta, pun rigla în așa mod și avem nevoie să trasăm fâșii cu lățimea de 1 cm. Însemna la fiecare centimetru. Așa. Aici văd, mi-a rămas mai puțin. Pun rigla în cealaltă parte, deci la mijloc. O pun așa, tot pe foaie și trasez de asemenea niște puncte, înseamnă așa, la fiecare centimetru. Este important să începem a măsura din aceeași parte de foaie. Aici, la sfârșit, mi-a rămas mai puțin de 1 cm. Din această cauză, voi trasa o linie și voi tăia această bucată. Celelalte puncte le voi uni, așa, perechi. Ce am liniat, voi tăia pe fiecare linie. Așa, dar este important să ne oprim cu tăietul aici, la această linie. Și desigur, de la mijlocul foii trebuie să fie. Tăiem atent, să nu trece. Dar e nevoie să ajungem până la linie. În așa mod mi-a ieșit.
Pentru a face covorașul vom avea nevoie și de fâșii. Luăm a doua foaie, o punem în două. Și tăiem de asemenea jumătate de foaie. Vom avea nevoie doar de jumătate de foaie și vom linia, dar mai întâi avem nevoie să însemnăm câte un centimetru. Fâșiile vor fi de asemenea cu lățimea de un centimetru. Aceste fâșii ar putea fi colorate, adică de mai multe culori, dar pot fi și de aceeași culoare. Însemna punctele și de altă parte de foaie, deoarece să ne iasă liniile drepte, să putem tăia ușor. După aceasta, deci eu vom face, vom linia. După ce am liniat, voi tăia fâșiile. Deci tăiem pe fiecare liniuță. Atunci când tăiem, punem farfecele, tăiem linii, apoi deplasăm farfeca și tăiem mai departe. Este important ca fiecare fâșie să fie dreaptă, fără zinți. După ce am tăiat fâșiile, putem țese cu aceste fâșii. Deci vom lua foița de hârtie sau fâșia și vom trece. O parte rămâne jos, alta sus. În așa mod. Să trecem doar peste câte una. Așa punem hârtie. Pregătim așa, țese. Și aici rolul de urzeală îl are foaia albă. Iar rolul de bătătură are și aceasta oranjă. Ca hârtia să se țină bine la locul ei, vom lipi în margine. Deci, aici lipim. Așa. Și aici. A doua fâșie o vom face. Voi lua violet și vom începe deja de desubt. Desubt prima. Trecem peste una. În așa mod obținem pătrățele. Dacă țesem corect cu aceste fâșii de pătrățele, atunci ne iese pătrățele. Sigur că ea se steie la loc, o lipim. Mungem mai mult ca aceasta și o lipim așa. Și din această parte, de asemenea, o lipim. Atunci când lipiți, să fiți atenți să steie drept.
Mai întâi aranjăm, apoi lipim. Mai departe, vom lua din nou oranj. Și vom începe pe de deasupra. Așa. Deci fiecare următoare începe cu un rând, dedesubt sau de deasupra. În așa fel se formează pătrățele. Va trebui să țesim așa toată foaia. După ce ajungem la capăt, deci cu țesutul acesta de hârtie, putem egala puțin marginile, dacă sunt mai lungi. Este mai mult, e bine, le putem tăia și atât. Iată, astăzi am făcut acest covoraș, deci pe o parte și pe cealaltă parte este la fel, doar se văd liniile de creion simplu. Liniile de creion simplu le putem șterge sau le lăsăm așa. Dacă ți-a plăcut ideea, pune like și te aștept și la alt episod. Până data viitoare!